În Parcul Tineretului în București sunt peste 40 de expozanți în acest moment, asociații, institute de cercetare și alte entități care sunt legate de cercetare și de știință, și fiecare încearcă să atragă publicul prin experimente, prin discuții și prin explicarea de fapt a ceea ce se întâmplă într-un institut și într-un domeniu de cercetare. Încercăm și de la an la an ni se demonstrează că reușim să atragem tinerii către domeniile de știință și să le trezim curiozitatea, în așa fel încât în momentul în care se vor uita la un documentar sau la un film, să își pună niște întrebări ce se întâmplă după acele lucruri pe care le văd. Este un eveniment care se întâmplă în toată Uniunea Europeană în același timp, deci este un simultan cu peste 300 de orașe, suntem unul dintre cele 300 de orașe. În România se organizează în peste 15 orașe în același timp și încercăm să arătăm tinerilor și publicului că cercetarea nu este neapărat un halat alb, ochelari și un laborator, ci este ceva interesant, este o pasiune de fapt și de drept. Interesul nostru este într-adevăr să-i direcționăm spre cercetare și nu neapărat către cariera în cercetare, cât către atitudinea de a cerceta și de a înțelege lucrurile un pic în profunzime. La nivelul politicilor din sistemele de învățământ europene s-a declanșat această schimbare de paradigmă în ideea eradicării analfabetismului funcțional, în sensul că, de exemplu, testele PISA sunt organizate pe structuri în care itemii nu mai sunt liniari. Ei sunt armonizați și implică date din toate științele, artele și spiritualitățile. Am în vedere de asemenea faptul că examenele de bacalaureat, testările naționale, testările de progres de la clasele a doua, a patra și a șasea sunt organizate în această idee a formării la elevi și a verificării dacă elevii și-au format pe parcursul unui ciclu de învățământ sau pe parcursul unor clase capacitățile de interpretare și înțelegere corectă a unui text și nu de reproducere, în vederea activizării și utilizării subrutinelor care există pe creierul gazdă, ca niște coduri, și pe care elevul trebuie să fie capabil să le folosească la un moment dat sau în orice situație în care îi se cere acest lucru. De asemenea, cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat, în vederea dobândirii unui succes școlar al tinerilor, cred că și tehnicile și datele oferite de programarea neurolingvistică ar putea să fie de mare folos și sunt convinsă că decidenții politici educaționali din România se vor utiliza de acestea și că este interesant de urmărit faptul că prin paralelism calculatorul a intrat în familiile noastre, în viața tinerilor, l-au acceptat oamenii de știință, artiștii, toată lumea l-a acceptat așa ca pe un partener, ca pe un membru chiar al familiei, uneori chiar pe un alter ego al fiecărui membru al familiei, și atunci prin paralelism suntem optimiști că tehnicile utilizate de programarea neurolingvistică ar putea fi de folos, că în fond ce facem prin acest lucru? Înlocuim calculatorul cu creierul, căci creierul, utilizând un pleonas, este cel mai performant computer care ne-a fost dat, numai nu ne-a fost dat și manualul de utilizare. Acest lucru îl face programarea neurolingvistică. Și toate aceste date la un loc dau capacitate tinerilor de a-și activiza neuronii calibrându-i prin stimuli externi, prin motivații externe care pot să vizeze meserii noi pe piața muncii, implicări pe piața muncii, specializări atractive, în așa fel încât să existe o motivație. Ai răbdare acum să urmă foarte bine. Am trebuit să ai să se amestea? De ce ai zici? Da. Zici că a fost treabă bună? IT un învățământ, IT un educație, ce alegem? Alegem, cred, o combinație între acestea, care automat trebuie să aibă, și aici sunt într-un totul de acord,
o bază de dezvoltare personală. De cine sunt? De ce pot să fac? De ce calități am? Cum mi le pot fructifica și valorifica? IT-ul nu este în sine un scop, este o prelungire și o unealtă. Ce urmează? Păi ce urmează? Internetul lucrurilor, se numește Internet of Things, el este deja prezent în foarte multe locuri, totul devine foarte smart, da? Smart clădiri deștepte, mașini deștepte, frigidere deștepte, rețele energetice deștepte, totul devine smart în viața noastră. Întrebarea este, noi, trebuie să fim foarte smart și noi, da? Și putem fi foarte smart, deci foarte deștepți, numai dacă ne dezvoltăm toată aria de capacități și capabilități pe care le avem. Cu îndrăzneală, cu intuiție, cu inteligență, pentru că altfel nu vom mai exista. Toți dorim să fiu cel mai mare, să fiu cel mai tare, să produc cea mai mare schimbare. Este o dorință falsă. Și atunci, în acest moment, poate pe viitor, și atunci singurul lucru care ne rămâne la dispoziție în acest moment pentru fiecare dintre noi și pentru cei care sunt după noi, copiii noștri, este să încercăm să modelăm, să armonizăm ceea ce stă la baza creației actuale a civilizației și a Universului din jurul nostru. Iar acest lucru, cum îl putem numi? Ce putem modela în speranța unei lumi mai bune? Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră. Mintea. Cum se poate modela mintea? De unde vine mintea? Prin adevăr. Prin observarea adevărului. Pentru că adevărul este de necuprins. Dar cu cât reușim să cuprindem mai mult adevăr, cu atât vom putea să fim mai în armonie cu ceea ce este în jurul nostru. Acest lucru, cum îl putem dezvolta la tinerii care stau și ascultă acum și n-au tableta în față? Prin comunicare, prin ceea ce se spunea un pic mai devreme, educație, la termen foarte larg, foarte generic, dar cred că aș vrea să plecăm de aici cu un singur lucru. Dorința de cunoaștere. În educație și în comunicare intră presa, eu așa văd presa. Presa înseamnă să informeze oameni, să aibă puncte de vedere, dar să informeze corect oamenii. De aceea, nouă în presă ni se cer cel puțin trei surse. Ca informația pe care o dăm mai departe să fie corectă. Ca cel care o absoarbe, respectiv publicul, indiferent cât de instruit ar fi, să obțină o informație corectă, adevărată. Sunt 42 de milioane dintre cei aproape 100 de milioane care lucrează în ceea ce se numește la nivel european cercetare, inginerie, știință. Și 42 de milioane așadar sunt între 45 și 64 de ani. Peste 40% dintre cei care lucrează în domeniu deja sunt trecuți, să spunem, de prima tinerețe, poate chiar și de-a doua. Cea mai în vârstă, să spunem, medie, este în Croația, 59%. România are însă doar 30% seniori. O să vă dau o veste care ar trebui să ne bucure. Și anume faptul că alături de Polonia suntem în topul european cu cei mai mulți oameni tineri în domeniul științei și cercetării. Aceasta este o automatizare de proces care în momentul de față extrage ADN din banane. Folosește un proces chimic și mecanic pentru a extrage ADN-ul. În cazul de față folosim apă cu puțină sare și săpun lichid care se adaugă în primul recipient. Motorașul ajută să distrugă membrana celulei, apoi prin filtrul de cafea încercăm să purificăm celula și de fapt resturile de celule și la final vom adăuga alcool izopropilic pentru a
pentru a strânge tot ADN-ul într-un singur conglomerat, cum se poate observa și aici în pahar. Mi-aș dori așadar să privim cu realism și zilele care urmează după această noapte, să vă asigur că suntem mai mulți decât credeți, numai că pentru a ieși din această izolare și singurătate trebuie să comunicăm. Presa este un canal și așa cum îmi spuneau mai mulți tineri pe care am cunoscut la liceul Tudor, la colegiul Tudor Vianu, sunt tot mai mulți tineri care nu mai consumă presa așa cum o știam noi. Se informează online, așa cum probabil că fac și în legătură cu evenimentul nostru de astăzi și foarte bine că fac. Și trebuie să ținem cont de asta, să fim și noi flexibili. Și dacă tot avem foarte multe meeting-uri în România pe tot felul de exploatări de resurse, inclusiv naturale, aștept și eu un meeting pe tema resurselor umane în România. Mă gândesc acum la oameni. Cu sau fără update-uri, eu vă doresc succes și sper să ne revedem în nopți mai luminoase.